Când auzi că un animal poate regenera, de obicei te gândești la vreo șopârlă, la bursucul de miere sau la ceva de genul, dar nici de cum la cerbi. Cu toate astea, dovezile vorbesc clar despre faptul că unii cerbi sunt mult mai rezistenți decât pare la prima vedere. În Carolina de Nord, un vânător a tras într-un cerb cu coadă albă, o treabă simplă. Însă atunci când bărbatul își măcelărea captura, a observat că în coastele animalului era o săgeată și la sigur nu era săgeata lui. Aceasta a trecut pe diagonală prin 5 coaste ale animalului, acoperindu-se complet cu straturi de oase. În sinea sa, săgeata a devenit un fel de carcasă în plus pentru torace. Nu îl încurca, ci din contra, îl ajuta să supraviețuiască. Adică cândva de mult cineva a tras cu săgeata în animal. Aceasta nu l-a ucis, ci pur și simplu i-a rupt coastele și a rămas blocată înăuntru. După aceea a trăit liniștit viața lui de cerb în continuare. Deși arată foarte înfricoșător, specialiștii asigură că osul deseori crește deasupra structurilor care invadează organismul. Dar de obicei e ceva mai mic decât o săgeată, de exemplu dinții unui prădător. Se pare că regenerării cerbului este tot una ce rămâne blocat în corp. Dacă obiectul străin nu poate fi scos și nu cauzează inflamații, e ușor să fie absorbit. Și nu merge vorba doar despre oase. Coarnele cerbului sunt acoperite de piele moale catifelată, care are o capacitate de regenerare aproape ideală. Nimic de genul ăsta nu s-a văzut la niciun alt mamifer. Orice rând de pe această piele se vindecă într-o lună sau mai repede, fără să lase cicatrici. Nu are de suferit nici pigmentul, nici blana scurtă. Ah, să nu uităm și despre faptul că cerbul nordic mai și-și lasă coarnele. În fiecare an își crește altele noi, cu viteza de până la 2 cm pe zi. Unii oameni de știință spun că coarnele lor cresc mai repede decât orice alt țesut în lume animală. Dacă mai aveți nevoie de alte dovezi neașteptate a cât de cool sunt cerbii, trebuie să-l vedeți pe acest tip. Rana de pe spatele lui e atât de adâncă că pare a fi mai mult un zombie decât un animal, deși merge așa de parcă nu-l deranjează absolut nimic. Apropo, ați auzit despre așa chestie ca cicloanele de cerbi? Când turma este în pericol, începe să se rotească în jurul vânătorului, formând vârtejuri întregi. În trecut, cerbii se apărau astfel de vikingi. Tipii severi ai nordului erau nedumeriți, când în jurul lor începeau să alerge atâția cerbi. Nu puteau să se concentreze și să aleagă o victimă. Cred că încă o problemă era faptul că cerbii, în general, sunt niște animale foarte grele și mari. Dacă aleargă în jurul tău, cumva începi să te temi că vei muri sub copitele lor. Dacă totuși am început vorba despre nord, să acordăm un pic de atenție urșilor polari. Nu formează cicloane ca cerbii, nu au exemple de regenerări fantastice, dar în schimb, în ciuda greutății lor și a dimensiunii impunătoare, pot să se deplaseze pe gheața foarte subțire. Da, sunt înotători grozavi și tolerează fără probleme temperaturile joase, dar chiar și în acest scenariu, ei nu vor nici de cum să cadă sub gheață. Când animalul vede că gheața este prea subțire și e periculos, face câțiva pași de probă, apoi se întinde. Face asta pentru a distribui greutatea, pentru a minimaliza riscurile. Extinde membrele, iar în caz de necesitate, în general se culcă pe gheață, împingându-se în față. Arată foarte amuzant, dar odată ce continuă să facă asta, atunci metoda chiar funcționează. Încă un motiv pentru care urșii pot să se deplaseze pe gheața subțire este incapacitatea de a hiberna. Dacă ar face asta ca urșii bruni, gheața sigur n-ar mai rezista. Treaba e că înainte de hibernarea tradițională de iarnă, încearcă să mănânce cât mai multe grăsimi, încât organismul să nu aibă nevoie de nimic. Urșii mănâncă literalmente tot ce pot găsi. Să găsească și să mănânce 30 de somoni pe zi? O idee superbă! Dar să nu vă gândiți că urșii înghit totul. Ei sunt selectivi. Înghit doar creierul, pielea și icrele. Dacă vor mânca cele mai grase părți ale prăzii, vor primi calorii maxime și vor cheltui minimul de energie. Iar urșii au nevoie de multe calorii. În timpul pregătirii pentru hibernare consumă aproximativ 30.000 de calorii pe zi. Uneori această cifră ajunge și la 60.000.
Odată în Parcul Național Katmai, în Alaska, camerele au capturat un urs atât de gras, încât era literalmente rotund și cu greu se mișca de-a lungul malului râului. Biologii l-au numit 747, se pare că în onoarea Boeing-ului. Și au zis că seamănă mai mult cu un hipopotam decât cu un urs. Dar interesant e că orice alt animal la fel de gras în natură ar fi fost sigur pe cale să moară. Dar 747 este un alfa, un mascul dominant, cu care e imposibil să te cerți, căci dimensiunile lui sunt un avantaj. E un veteran de 20 de ani, care e foarte bun în pescuit și care poate să-și aleagă cele mai bune locuri pentru asta. Iată de aia a și reușit să crească atât de mare. Este greu să te cerți cu cineva care arată ca un hipopotam blănos. Majoritatea urșilor îi cedează locurile lor. Acum să-mi spuneți dacă ați auzit cumva despre poveștile marinarilor, care au văzut delfini albi și i-au luat drept sirene. Se presupune că anume de aici au și început miturile. Apoi Disney au filmat remake-ul propriului desen animat și de aici toți au început să se certe. Dar vorba nu va merge despre remake, ci despre delfinii albi. Cum poți să încurci un delfin cu dinți și o sirenă? S-a dovedit că poți, dacă vezi delfinul din așa unghi. Nu sunt niște picioare ascunse sub piele. Proeminențele asemănătoare oaselor nu au nimic de a face cu membrele. Sunt niște părți cu grăsime, un fel de izolație suplimentară, de care au nevoie mamiferele pentru a nota în apa rece. Poate ajunge la 40% din greutatea întregului corp. Ah, da, și mai adăugați aici și cântecele. Pentru că delfinii albi se consideră cei mai artiști din toate rudele lor. Probabil că odată marinarii erau atât de impresionați de sunetele și aspectul lor fizic, că au luat și au inventat poveștile despre frumoasele sirene. Dar delfinii albi pot fi nu doar sirene, ci și bodybuilderi subacvatici. Fotograful David Maron a reușit să facă poze unui mascul care se etala în fața femelelor, arătându-le abdomenul lucrat sau ceva de genul. Mușchii totuși erau impresionanți. Dacă marinarii ar fi văzut așa delfini albi în trecut, am fi avut mituri despre Hercule și Schwarzenegger subacvatici. Acum imaginați-vă că de voi se apropie un roi uriaș de albine. Cel mai probabil că reacția cea mai logică e să plecați din cale sau să vă ascundeți undeva. Dar iată un fapt interesant. Dacă albinele se deplasează într-un grup mare, e o parte din călătoria lor de căutare a unui loc nou de fondare a unei noi colonii. Un roi de albine de miere pot conține de la 100 la câteva mii de albine muncitoare, câțiva trântori și o singură regină. În majoritatea cazurilor, roiurile nu sunt periculoase, fiindcă albinele mănâncă înainte de a pleca în călătorie și nu vor să înțepe pe nimeni. Și ca să nu o n-au ce apăra. Toată această companie nu zboară mult, se așează pe un obiect și așteaptă date de la albinele cercetașe. Poate fi o ramură, un acoperiș al casei sau chiar un rinocer. Sincer! Dacă în mijlocul savanei albinele nu vor găsi o altă casă, pot să se așeze pe un rinocer. Nici insectele, nici însăși gazda nu vor experimenta niciun fel de disconfort. După cum am spus, în așa moment albinele nu sunt periculoase și rinocerul înțelege asta. Stau și stau, nu-l încurcă. Dacă în savana s-ar stinge lumina brusc, toate albinele au plecat de pe rinocer. Chiar și în zbor ar fi căzut. Oamenii de știință au făcut experimente și au aflat că albinele cad la pământ de îndată ce lumina este stinsă. Doar că ei nu înțeleg exact de ce se întâmplă asta. Există câteva versiuni. Mecanismul de navigare se blochează, ceea ce permite roiului să-și fixeze poziția în caz de schimbare bruscă de vreme. Adică dacă vremea s-a stricat și soarele s-a ascuns după nori, toate albinele trebuie să se așeze rapid, ca apoi, când timpul se va ameliora, să nu uite în ce direcție zburau. Dacă vor continua să zboare pe vreme rea, e prea mare riscul de a fi duse de vânt într-o direcție necunoscută și să moară. Perspectiva e așa și așa. Încă o opțiune este utilizarea de către albine a poziției soarelui drept navigator. De îndată ce soarele sau analogul lui electric încetează să strălucească, albinele se opresc, fiindcă nu înțeleg unde trebuie să se miște. Sau e o reacție a victimei. De îndată ce albinele simt pe ele umbra prădătorului, cad pe pământ.
unde există mai puține șanse de a fi detectate. Oricum n-ar fi, toate astea sunt interesante. Până când oamenii de știință examinează căderea albinelor în întuneric, Google angajează cămile. În 2014, compania a angajat o cămilă pe nume Rafia pentru a face fotografii pentru Street View în deșert, sau mai bine spus în Oaza Liva, cea mai mare în peninsula arabică. Teritoriul cu lățime de 100 de kilometri nu s-a dovedit a fi potrivit pentru un automobil simplu, iar Camila a făcut față unui astfel de traseu cu ușurință. În general, a fost primul animal pe care a fost instalată o cameră de urmărire de către Google, dar nu cred că și-a conștientizat și apreciat rolul în istorie. Ca și hamsterul Charlie, care a condus un camion. Da, un hamster șofer de tir. Este vorba despre reclama creată de agenția publicitară suedeză Forsman & Bodenfors pentru tirurile Volvo. Atunci, compania tocmai lansase o tehnologie, ca un camion greu și încărcat să fie ușor de manevrat. Atât de ușor de manevrat că era de ajuns un hamster de 175 de grame să conducă camionul printre denivelările înguste printr-o mină. Charlie a fost ajutat de un cascador cu experiență. El s-a ocupat de pedale. Oamenii acum argumentează dacă un hamster putea chiar să conducă un camion sau e doar un truc de marketing. Hei, oricum n-ar fi, arată cool. Cu siguranță nu trebuie să ne așteptăm că întreg camionul va fi adaptat pentru hamsteri. Ar fi straniu chiar și pentru lumea de azi. Deși e sigur cunoscut că cândva de mult cupele pentru McFlurry înghețate de la McDonald's sunt așa cum le știți azi din cauza aricilor. În general, construcția e simplă. Există un orificiu prin care puteți lua înghețata cu lingura. Deși unii fani ai Mac-ului pot să țină minte că până în 2006 găurile erau mai mari decât acum. După cum s-a dovedit, designul trebuia schimbat din cauza aricilor. Îi atrăgea mirosul de înghețată dulce. Animăluțele scotoceau prin gunoi, încercau să ajungă la înghețată și se blocau cu capurile în cupe. Sună absurd, dar anume asta și era cauza. Societatea Britanică de Protecție a Aricilor a condus o companie pentru schimbare și în 2006 McDonald's o a făcut cupă mai îngustă, ca aricii să nu poată băga capul acolo. A ajutat oare asta? Posibil că da, dar problema n-a fost complet eliminată. Oamenii continuă să arunce gunoiul unde le nimerește. Înghețata continuă să miroase bine, iar aricii încă sunt hotărâți să ajungă la ea, așa că uneori se blochează acolo și ajung la veterinari, dacă au norocul să ajungă. Așa că cel mai bine e să aruncați cupa de sub înghețată acolo unde trebuie, ca să nu ajungă guler pentru un biet arici flămând. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!